Nu trebuie să ne temem. Dacă ne temem, am pierdut viața, am pierdut esența. De ce văsurile voastre v-ați botezat, v-ați îmbrăcat în Hristos? Și în Hristos trebuie să trăim. Ce înseamnă Hristos? Suferința, viața crucii. Când e vorba despre o distrugere a noastră a creștinătății, va lua singur întâi matca, va lua mănăstirile, pentru că de aici emană totul. Occidentul le-a luat icoane, a luat Sfânta Cruce, le-a luat mănăstirile și au rămas în haosul în care trăiesc. În sectarism, în budism, în hinduism, în toate influențele străine. De aceea, căsile voastre, aveți un singur scop, să ne mântuim. Și scopul mântuirii vine din sfârșița noastră, dobândirea Harului Sfântului Duh, prin trăire și prin nevoință. E bună cultura, dar să știți că este și o foarte otrăvitoare. Nu suntem pregătiți pentru a preîntâmpina acest flagel, această iscusință drăcească care este în școala noastră modernă. Iar și mari sfinți care au învățat în școli păgâne, bă, nu era chiar așa de diabolic cum e veacul nostru, 20-21. Credincioșii n-am nevoie de savanță acum, e plină lumea. Au nevoie de oameni sfinți, au nevoie de trăitori, oameni care să atragă Harul lui Dumnezeu. Și cine a luat acum în viața noastră? Ne-a luat copiii, dragii mei. Acum sunt deșemați copiii ăștia, nu mai sunt. Dacă am spus acum sunt nevoile acestea, nu, la ora actuală nu trebuie mai mult decât să avem, ce spuneam și mai înainte, o unitate între noi. Să ne formăm în sfârșit o legătură pe care să poată, mă rog, oarecum, rezista împotriva blocului ăsta rău care vine peste noi. Deci unitate dintre noi. Și această unitate nu vine decât printr-o dragoste săvârșită, printr-o rugăciune deplină și pentru o ascultare.